Cele două avioane, iar Standard și Șoim, aduse pentru revizie la fabrica de avioane din Craiova, au fost practic demontate complet de specialiști. Revizia era obligatorie, mai ales că cele două aparate depășiseră numărul de ore de zbor de 800. Pentru unul din avioane este o procedură, deci pentru Standard este o anumită tehnologie, pentru cel mai avansat din punct de vedere al configurației este o tehnologie diferită, dar nu au fost probleme deosebite în această revizie, care ne-a luat ceva timp. Aceste revizii se fac pentru a fi încredințat beneficiarul că avioanele pot zbura în continuare următoarele 800 de ore de zbor în condiții de plină siguranță, mai ales că ele sunt avioane de școală și antrenament avansat și zboară cu piloți care sunt în formare. Odată testate la sol, iar R99 Șoim și Standard au dat astăzi testul suprem. În aer, aparatele s-au comportat impecabil. Au brăzdat cerul și au urcat la peste 10.000 de metri altitudine. Acolo piloții verifică instalația de oxigen, presurizarea cabinelor, dar și funcționarea motoarelor la diferite înălțimi. Au mers foarte bine. La un interval de timp și un număr de ore de funcționare trebuie făcută această revizie majoră. Practic, după 10 ani ca timp și după un număr de ore de funcționare, se execută această lucrare. În urma zborurilor de recepție executate de către beneficiar, cele două avioane pe calea aerului vor pleca către unitățile aparținătoare, respectiv unitatea de la Bacău și școala de aplicații a forțelor aeriene. Iar Șoim, produs la fabrica de avioane din Craiova, este capabil să zboare 4.000 de ore. Este folosit în special ca avion de antrenament care asigură misiuni de atac la sol, precum și de recunoaștere.